Curtea unei societăți de mălărit și panificație de pe strada Traian Vuia a fost inundată vineri dimineață cu dejecții. Totul a pornit de la un cămin pentru accesul la sistemul de canalizare, care ar fi trebuit să fie construit încă din luna octombrie. Firma care se ocupă de reabilitarea rețelei de canalizare nu a reușit să construiască căminul, deși a trecut deja jumătate de an. Angajații societății ACET și ai firmei Pfeiffer, care se ocupă de reabilitarea sistemului de canalizare din oraș, s-au mobilizat abia după ce au primit reclamații de la societățile din zonă. Aici trebuie un cămin de schimbare de direcție pe canalizare care trebuie reabilitată. Când trebuia pus căminul? Am înțeles că lucrările au demarat în urmă cu 6 luni. Cum adică când trebuia pus căminul? Da, și trebuia să pună căminul, nu e finalizată lucrarea. Lucrarea este în curs de execuție. S-a curățat, s-a făcut cămășurii prin inliner și aici trebuia făcut o deviere pe canalizarea care a fost reabilitată. Și aici trebuie făcut un cămin de schimbare de direcție. Și noi asta întrebam, dacă s-a întârziat cumva sau e în grafic? Nu. Lucrarea este în grafic. Numai că s-a întâmplat și s-a prăbușit. Reprezentantul firmei ACET susține că malurile gropii s-au surpat din cauza ploilor din ultimile zile.